evaluarea anuală a activității desfășurate de către Comitetul pentru Situații de Urgență, dar și de Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Suceava, a avut loc joi dimineață în sala Ștefan cel Mare din Palatul Administrativ. Raportul de activitate a fost prezentat de Constantin Harasim, prefectul județului, Ion Burlui, inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, alături de care au fost Ion Lungu, primarul Sucevei, și unul dintre vicepreședinții Consiliului Județean. Constantin Harasim, prefectul județului, a declarat că, la nivelul județului Suceava, incendiile au fost în număr de 884, din care 205 incendii au fost numai la vegetație. La nivelul județului Suceava sunt constituite în toate localitățile servicii voluntare pentru situații de urgență, care au în totale 74 de auto speciale pentru stingerea incendiilor, 169 monopompe, acestea fiind deservite de un număr de 2642 persoane, dintre care 211 angajați și 2431 persoane voluntare. În anul 2015, Corpul de Control al Ministerului Apațiilor Interne a verificat activitatea domeniului situațiilor de urgență la nivelul județului Suceava și nu a constatat disfuncționalități. Șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bucovina, generalul de brigadă Ion Burlui, a declarat că în anul 2015 au fost mai puține incendii. În anul 2015, activitatea de personal de primar operativ a realizat o creștere de 46,79% față de anul 2014. Statistic, activitatea se prezintă astfel: 10.461 de ieșiri la intervenții, dintre care 10.259 situații de urgență, 112.000 de drum, 66 de persoane fără intervenție și, nu în cele urmă, 24 de alarme false. Din cele 10.259 situații de urgență, în medie 28.100 de urgență. Cazuri de asistență medicală de urgență smurt sunt 69.57%, incendiile 8.62%, alte situații de urgență 15.64%, alte intervenții 2.93%, asistență persoane 0.4%, așa pentru protecție comunităților 2,94%. În urma situațiilor de urgență au fost aluate 90 de persoane, din care 52 de adulți și 41 de copii.